Da, bună dimineața, dragi prieteni. O nouă emisiune matinală Look Sport Live. În această dimineață vom discuta evenimentele zilei de ieri, în primul rând din finala cupei, meciul dintre Dinamo și FCSB, câștigat cu 1-0 de Dinamo Vești. Și-a luat revanșa după meciul pierdut în Liga 1. Urmează și astăzi partide importante din Cupa României, foarte multe lucruri legate și de ceea ce înseamnă antrenorii români în străinătate. În primul rând, să nu uităm, Cosmin Oloroiu s-a confirmat despărțirea de Jiang Su. A părăsit această echipă, era inevitabilă povestea aceasta. Mircea Lucescu vine cu niște declarații interesante din Ucraina legate de perspectiva Champions League pentru echipele mai puțin importante ale Europei. Spune că, așa cum am intuit și noi, a devenit o afacere între granzi și reamintesc faptul că din nou pe Arena Națională avem parte de un meci de gală după finala Europa League dintre Atletico Madrid și Athletic Bilbao. Vom avea un meci între Atletico Madrid și Chelsea. Sunt două echipe pe care noi le-am mai văzut la București și ne bucurăm că în această pandemie profităm și noi de anumite lucruri întâmplate în Europa și atragem o astfel de partidă de cel mai înalt nivel fotbalistic la București. Vom discuta aceste lucruri și nu numai, alături de invitatul nostru special din această dimineață, domnul Ioan Andone. Bună dimineața! Bună dimineața! Președintele clubului FC Voluntari, pentru că nu de puține ori erați prezentat ca fiind antrenor al unei echipe și mă uitam, 17 echipe pe care le-ați antrenat și după aproximativ 25 de ani. 24-25 de ani. Și iar acum ați preluat acest proiect în funcția de președinte, o echipă care am văzut-o. Echipă nouă. Nouă și fericită după ultima etapă cu Victor. Bine, suntem bucuroși în primul rând și pentru că echipa a jucat foarte bine în prima repriză și au creat ocazii de gol, am dominat meciul cu Victorul, repriza lor a fost a Victorului, dar ocaziile marto noi le-am avut. Veneam după o perioadă foarte grea de mai mult de 3 luni, după 11 meciuri fără victorie, de la victoria cu Poliaș din toamna trecută, n-am mai avut. Aveam nevoie de aer. Asta e când câștigi un meci și îl câștigi împotriva unei echipe Viitorul, care noi, în istoria noastră scurtă, n-am reușit nicio victorie împotriva lor, îți dai seama că îți dă încredere, entuziasm, ne gândim altfel la Viitor. Ne-a bucurat că noile achiziții care le-am făcut au jucat bine, că antrenorul a pregătit meciul foarte bine și să sperăm că vom continua pe aceeași linie. Nu v-ați oprit din transferuri, iar ultima noutate, deși nu este o noutate pentru fotbalul din România, ați reușit să-l readuceți în Liga 1 pe Gabi Tamaș, ultima dată la Universitatea Cluj, un jucător pe care, dacă nu greșesc, dumneavoastră l-ați avut la Dinamo. În două perioade. Un jucător pe care îl cunoașteți foarte bine, un capricios de fel, dar un profesionist desăvârșit. Da. Cum ați ajuns la ideea de a-l aduce pe Gabi? Bine, aveam nevoie de experiență. În primul rând, una din problemele echipei care am arătat-o în acest an, din păcate, e faza de apărare a echipei. Și am preferat să transferăm un jucător nu tânăr, unul de perspectivă, unul cu mare experiență, cum este Gabi Tamaș, care e și un lider, și în teren, și în vestiar, pentru a reuși de a face o apărare bună. Suntem a doua cea mai slabă apărare din campionat și asta ne îngrijora. Toate rezultatele normal vin în urma unei apărări bune. Dacă ai o apărare bună, nu trebuie să înscrii foarte mult. Sunt cazuri chiar în acest an la Chindia, la Clinceni, uitați-vă, au 7-8 goluri mai puține decât noi și stau pe primele 7 locuri. Și Gabi Tamaș, la cum îl cunosc, ambițios, și-a dorit o nouă provocare. Era la Ucluj. Noi am insistat, de adevărat, din ianuarie ne-am gândit la varianta cu el și te ne bucură că am reușit săptămâna trecută transferul. Spuneam, un fotbalist desăvârșit, un om care la 37 de ani tot un teren. Rezistă la... Și sunt sigur, rezistă din nou la Liga 1. E singura parte așa... amuzantă legat de stilul lui de viață uneori. Bine, viața lui Gabi, de tânăr. Eu știu că după prima experiență care l-am avut la Dinamo, a plecat la Galatasaray. După aia, la câțiva ani distanță, l-am împrumutat de la Spartak Moscova. Deci am lucrat în două perioade cu el, calitate extraordinară,
un jucător care se dăruiește pentru echipă și se pregătește incredibil. Un exemplu pentru ceilalți în teren. Să sperăm că îi va ajuta și ne va ajuta să ne salvăm de la retrogradare. Pare aceeași poveste an de an pentru voluntari. A început sezonul bine, da, au fost rezultate bune, după care o pantă descendentă și din nou te prinde startul de an într-o situație în care tragi cu disperare să rămâi în Liga 1. Da. Au fost voluntari, este campioana barajelor în România. Întotdeauna băieții din acest motiv au avut vacanță mai scurtă pentru că au luptat pentru rămânerea în Liga 1. Sunt sigur că vă doriți să se îndrepte lucrurile acestea, dar iată că și sezonul încercăm actual... an de an să fim, să învățăm din greșelile care le-am făcut, dar gândește-te în ce situație suntem an de an, în care tu nu știi iarna dacă te salvezi, ce jucător prelungești, că nu poți să pornești discuțiile, tu termini contractul dacă nu e sigur salvat de la retrogradare. Înțelegi? Deci aici eu, și aproape de când sunt la club, eu cred că au venit 3-4 echipe. Păi asta, deci, normal, cred că au fost peste, nu știu, 150 de jucători au venit la voluntari în ultimii 2-3 ani. Bine, de, și cu Mihai Teja și cu Bergodi, antrenorii care au fost înainte, tot așa, am adus câte 14 jucători. Era o echipă de fară și o echipă de iarnă. Da, da. Era întotdeauna schimbată linia. Pentru că știi cum e presiunea rezultatelor, la toate echipele. Dar în momentul când ești acolo jos, trebuie să cauți să te salvezi. Și fiecare, în general, am transferat sau am împrumutat jucători de la alte echipe de Liga 1, jucători cu experiență. Și să termină împrumutul, tu trebuie să ai în vară pregătit altceva. Exact. Timpul, mai ales și astă vară și în iarna, asta a fost foarte scurt de transferuri. Și atunci ai o problemă, și chiar avem. Așteptăm, uite, a apărut Stoica, primul gol, un produs a Academiei. Noi așteptăm din Academie să apară an de an 2-3 jucători. Și în momentul când ne facem o bază și jucătorii ăștia au contracte pe 3, 4, 5 ani de zile. Înțelegi? Noi nu putem oferi contracte mai mult de un an de zile. Am înțeles. La toți jucătorii. Și atunci ai o problemă. Pentru că nu au încredere că, nu? Păi de unde să-i ofer unui? Că nu știm dacă rămânem în Liga 1. Am înțeles. Înțelegi? Și atunci ai o problemă pentru că tu nu transferi 2-3 jucători și gata. Noi transferăm 8-10 și poate numai 4 confirmă. Înțelegi? Și atunci iară vine vara, iar alt jucător. Să sperăm că vara asta va fi un sfetnic bun pentru clubul nostru. Adică mă gândesc să fie o perioadă mai lungă de pregătire și de a transfera jucători foarte atent pe 2-3 ani de zile, să-ți propui în anul ăsta. Și noi și anul ăsta ne-am propus, am terminat pe locul 11. Dom'le, dacă terminăm pe locul 10, 9, e foarte bine. E foarte greu, foarte greu. S-au întărit toate echipele, s-a schimbat campionatul, e pandemia asta cu COVID-ul în care nu știi ce probleme, pentru că noi poate nu eram în situația asta, cum poate și alte echipe erau mai sus în clasament, dacă nu aveam în luna noiembrie problemele care le-am avut. 12 cazuri consecutiv la jucători, plus tot staful tehnic. Poate nu eram în situația asta. Dar trebuie să învățăm. Trebuie să învățăm și trebuie să muncim mai bine. Spuneam, ați câștigat cu Viitorul, urmează două partide cel puțin la fel de importante. O deplasare la Cluj împotriva unei echipe pe care de asemenea ați antrenat-o, CFR. O echipă care a mai și pierdut, iată, ultima etapă cu Botoșani, în bătaie la titlu cu FCSB-ul și apoi un meci foarte important cu cei de la Argeș, o echipă care a reușit ușor să-și câștige punctele. Mă întreb de meciul cu CFR Cluj. Bine, greu. Și la meciul cu Viitor, noi am avut accidentat și în jucători. Și e foarte greu. Din jucătorii noi aduși, ești forțat să joci cu ei pe terenul astea destul de grele. Nu sunt la un nivel de pregătire bun și atunci intervin accidentările. Așa l-am pierdut pe Briceac cu Preva, pe Angelov și pe Helder Tavares i-am pierdut cu Astra Casă. Deci am pierdut 3 jucători transferați. În loc să te ajute, ei stau și se recuperează. Deci e un lucru foarte greu. Împotriva CFR-ului la fel. Avem accidentați foarte mulți, dar avem un moral mult mai bun. Și după o victorie, după atâta timp, normal așteptăm mai mult de la echipă. Trebuie să jucăm mult mai bine de cum am jucat cu Viitorul ca să putem obține
punct sau puncte. CFR-ul e o echipă matură, o echipă care știe, știe să joace la rezultat fantastic. Au pierdut la Botoșani, pentru mine a fost o surpriză, pentru că am privit foarte atent jocul și vă spun că o surpriză în momentul când au condus 1-0 CFR-ul greu mai întors și într-un caz excepțional mă face un egal. Dar uite, Botoșani pe teren propriu e o forță. E o forță, au și șansă, au beneficiat, s-au adaptat mai bine la starea terenului decât cei de la CFR. Și uite că au reușit să-i bată. Noi trebuie să profităm și noi, pentru că vin după o înfrângere, sunt convins că vor dori și se vor bate și o vor pune presiune pe noi. Dar noi să sperăm că cu intrarea lui Gabi Tamaș, să vedem dacă mai recuperăm din jucători. Sper să fim în regulă, să ne prezentăm bine. Haideți să vorbim un pic și de meciul de aseară dintre Dinamo și FCSB. Spuneam și la începutul emisiunii, Dinamo câștigă cu 1-0, 1-0 pentru FCSB în campionat, 1-0 pentru Dinamo în Cupa României. V-a surprins rezultatul, faptul că a câștigat Dinamo? Da, m-a surprins. Acum, dacă au fost două meciuri diferite, cel din campionat și cel din cupă. Steaua a căutat să dea șansă și altor jucători să joace. În meciul de campionat au jucat cu echipa standard, cu echipa care era în formă, cu echipa care nu pierduse deloc. Acum veneau după înfrângerea cu Clinceniu, în care iar e una din surprizele mari ale campionatului. Dinamo știu să profite. Știu că la fel, Dinamo n-a jucat mai bine decât la, la meciul de campionat. Numai a avut șansa golului. Și când au intrat cei trei jucători Tănase, Coman și Olaru, deja, știi cum, deja prinseseră, trecuseră o repriză, trecuseră 50 de minute, trecuse din timp și Dinamo știa să joace la rezultat, căuta să joace la calificare, că nu la rezultat, că acum nu luai un punct sau nu știu, și le-a ieșit jocul ăsta. Și execuția lui Nemes fantastică. Și centrarea a fost bună a lui Paul Anton. Foarte bună șutată, că Nemes n-a apucat să deie foarte tare cu capul. El a șters-o. Doar a deviat-o, exact. A deviat-o. Îi spun că și greșeală de portar aici. Da, așa am văzut și aseară. Colțul scurt, așa atins-o. Dacă o palmează, cum se zice, să o palmezi și mingea merge lateral, o respinge în corner sau puțin în față. Dar centrarea a fost foarte bună și tare și da. Nemes a atacat foarte bine mingea. Bine, una din problemele care și Steaua le-a arătat în ultimul an, loviturile libere. Ei au primit foarte multe goluri din lovituri libere. Și uite de casă o lovitură liberă în care Dinamo, până la urmă, meritat, spun eu, s-a calificat. Ar putea să șteargă momentul actual Dinamo cu un trofeu câștigat? Ei, nu poți să ștergi. Nu poți să ștergi. E un trofeu, dom'le, termin pe locul, să zicem că nu intrăm în play-off. Punem rău înainte. Termină pe locul 7. Mai am încă 6 și cum e campionatul ăsta pentru prima dată, poți să joci cu ultima participantă din care e calificată la din campionat, deci pe locul 4 sau locul 3 da. Poți să joci. Dar nu ștergi. La tine am tot timpul așteptările mari, dar dacă faci o comparație cu ultimii ani, să iei un trofeu și să termini pe locul 7 e un pas înainte. Absolut. Deci asta așa trebuie judecată. Din păcate, proiectul n-a reușit aici, n-a investitorii, așa zis, investitori, că nu sunt investitori spanioli, nu știu ce proiect au avut, ce planuri au avut, pentru că fără bani fotbal nu faci, mai ales că ei preluau un club cu datorii, deci n-au preluat un club în care să plece de la zero și zic, dom'le, suntem într-o relație foarte bună cu DDB-ul, cu suporterii și putem să facem împreună bani de a crește performanța. Ei au venit și au dus niște jucători pe contracte foarte mari pentru România, care au plecat în momentul când nu le dai salarii. Uite, românii rămân. În general, românii au rămas, care joacă și cu inima, joacă pentru club, pentru suporter, pentru... Nu știu cum va fi... Dacă încet, încet se așează, o să aibă liniște la echipa, adică o să facă efortul să achite salariile, ar fi un succes mare să câștige Cupa României. O să vreau să mai discutăm despre acest subiect, pentru că la un moment dat și dumneavoastră ați venit cu o propunere pentru domnul Negoiță în a prelua echipa, după o scurtă pauză publicitară. Am revenit, dragi prieteni. Domnule Andone, vorbeam de Dinamo. Și de momentul în care s-a preluat această echipă și
S-a vorbit inclusiv de oarecare implicare a dumneavoastră. Până la urmă, oamenii respectivi nu s-au mai înțeles cu domnul Negoiță. Pablo Cortasero s-a înțeles cu domnul Negoiță și am văzut și noi continuare. Da. Deci o singură dată m-am întâlnit cu domnul aia la un meci de Champions League la Madrid. I-am cunoscut și discuția, acum cred că mă repet atâta, vreau să cumpere clubul Elche, că eram cu probleme financiare în care costa un euro și datorii. Clubul avea datorii de 19 milioane. Și acolo am zis, și în România e o echipă care se vinde pe un leu, dar are datorii în care dumneavoastră trebuie să-i verifici. Acum, eu i-am pus în legătură, le-am dat telefonul, l-am sunat pe Ionuț Negoiță, am spus că o să fie căutat. Bine, au ținut vreo 2 luni de zile, tot au făcut audit, toate lucrurile. L-au întrebat foarte multe, Ionuț, cred că cu avocații, cu contabili, în care trebuie să dai balanța și să urmărești datoriile și ce probleme ai la club. Și până la urmă, văd că nu s-a făcut. De ce nu s-a făcut, nu știu. Că mai țineam legătura cu ei, dar nu m-am băgat la locurile astea, dar m-au întrebat, că de aici poate asta vrei să spun mai mult, m-au întrebat dacă mă pot alătura lor ca președinte executiv, pentru că cunosc clubul Dinamo, am fost jucător, am antrenat, cunosc fotbalul românesc, am zis cu mare plăcere și discuția a plecat, cam ce bani au ei nevoie în primul an. Le-am spus de 10 milioane, deci mă veți avea alături dacă veți depune într-un cont escro 10 milioane România și putem discuta. Pentru că cu banii ăștia, cu un proiect clar și cu să debutezi jucători, că erau foarte mulți jucători tineri buni și au calitate la Dinamo, înțelegi? Cu 3-4 piese aduse, cum e Anton. Da, asta e un câștig că s-a reîntors Anton aici. Sau poate Filip. Absolut. Nu tu să te apuci să aduci cu 30.000 de euro, 25.000, dacă sunt reale, nu știu, 20.000 de euro salarii. Contractele ar fi cât se poate de corect. Da? Și atunci puteai să te gândești la un preț și cu 10 milioane puteai să faci treabă. Adică plăteai și din datorile care le aveai, că nu înțelegerea era pe o durată, în care cu ANAF-ul ai un contract de reînșalonare în care tu plătești în 2-3 ani datoriile. Trebuia să-ți plătești datoriile la Ionuț Negoiță, care erau către el. Deci datoriile către fost jucători care au plecat. Dar într-un an de zile cu 10 milioane, tu făceai un club curat, un club fără probleme, aia îți dorești, și un club cu viitor. Așa? Cum are viitor ceva? Dinamo în momentul ăsta? Nu știu, numai dacă DDB-ul au soluții. Ceea ce să închidă datoriile sunt enorm. Sunt mulți bani, am înțeles. Foarte mulți. Eu cred că sunt. Au fost atunci aproape 4 milioane. Știam de o sumă între 3 și 4 milioane. Când s-a preluat, acum cred că s-a dublat. Părerea mea, cred că s-a dublat. Am înțeles. Cred, nu știu, sigur, nu vorbesc prostii, că nu știu. Domnul Badea, Nicolae Badea, mai ajută cu niște bani. Bine, domnul Badea tot timpul a fost dinamovist, indiferent că el s-a retras de acolo. Și cine la Dinamo? E dinamovist, el, copiii, toată familia sunt dinamovist. Suferă pentru Dinamo și bravo dânsului că a întins o mână în momentele astea critice. Pentru că acum, normal trebuie să arăți că ești dinamovist. Normal că ești afiliat culorilor unui club, tradițiilor clubului. Restul, nu știu ce să zic, acum sunt mulți care zic că sunt dinamovist, dar ajută să știi că... Este și Cristi Borcea printre ei? Poftim? Și Cristi Borcea ajută fără să vrea da, să se știe? Sunt convins. Nu știu sigur, dar sunt convins. Da, nu-l văd pe Cristi, știi că s-a vehiculat foarte mult de Cristi încă o dată, nu cred că trebuie. Dar așa cum face domnul Nicolae Badea, face și Cristi. Și Cristi, sunt convins. Sunt convins de lucrul ăsta. Vedem un stadion pe care dumneavoastră ați jucat, ați antrenat și despre care se vorbește și acum, nu greșesc, 2 zile, Dănuț Lupu spunea că se dorește în 2-3 ani să fie și el un stadion modern. Mi-ar fi un lucru extraordinar. Păi, eu vă spun de când m-am dus eu, cred că a doua experiență. Nu, prima, după prima experiență. Eu am văzut la domnul Badea, eram niște negocieri cu niște investitori spanioli, de a face un stadion nou, chiar pe locul. Asta înseamnă anul? 2003-2004, deci nu cât aproape 20. Deci eu am văzut proiectul, am văzut machetă. Deci erau nemți, investitori nemți. Să facă stadionul lui Dinamo. Da.
chiar pe locul ăsta, așa era discuția. Da, erau încurcate actele, pentru că aici terenul e a primăriei generale, toate construcțiile sunt a Ministerului de Interne, deci și acolo e încurcat. Mi-aș dori foarte mult, că e păcat în complexul sportiv Dinamo, ai atâta teren și aia ta, oriunde ar trebui să facă un teren, oriunde. Ideal ar fi dacă s-ar putea face pe locul... Asta spunea și Danuț Lupu, pentru că sunt foarte multe alte terenuri în complex și dacă mergi pe velodrom, riști să schimbi așezarea. Bine, dacă s-au găsit soluții de evacuare, de astea, și că acum sunt niște soluții, absolut, care să le dai ISU, nu poți tu să construiești cum vrei tu. Faci un stadion de, eu cred că de minim 20.000 se va face aici. 18-20.000, atunci cum? Lumea, dacă se întâmplă ceva, cum o evacuezi? Pe ce străzi? Deci sunt multe. Nu contează unde. Să fie în Dinamo, să fie un stadion. Bine, asta îți dă un imbul de a te duce la stadion. Uite-te la Creva, ce a început stadionul. Dar și la Creva, lumea era deja plictisită. Erau 5.000, 7.000. Uite, dintr-o dată, când s-a deschis un stadion, 30.000, 25.000. O mai mare plăcere pentru jucători și pentru antrenori să te duci să joci la Creva. Înțelegi? Mai mare plăcere. Dacă s-ar face și în Dinamo, să știi că și Dinamo ar putea juca cu porțile închise. Sunt convins. Vreau să vorbim și la începutul emisiunii discutam de această despărțire a lui Cosmin Olariu de Jiangsu. Era cumva de așteptat. A câștigat titlul în China cu ei. Au plecat jucători importanți de la Jiangsu, Alex Teixeira, Eder Miranda. Oli a făcut posibil din imposibil cu ei. Minuni. Iată și fotografii de colecție cu el atunci când juca în Corea de Sud. Pe unde merge, bifează performanțe, că e lumea arabă, că e Asia, Oli reușește să-i pună pe picioare. Știe să se adapteze la culturile și la echipele care le conduce, știe să scoată maximul din jucători, pentru că într-un campionat ca China, cu vedetele care au fost acolo și antrenorii cu experiență, când au fost antrenori tineri, nu antrenori cu experiență, să fii tu candidata numărul 5, cred că erau 6, probabil, și tu să câștigi, dovedește că strategia lui și inteligența lui a pus-o în slujba clubului. Din păcate, știi cum, și în China regulile se schimbă peste noapte. Că dacă regulile continuau și oamenii vreau să repete performanța la anul, era mult mai greu. Absolut. Pentru că celelalte cluburi s-au întărit și el... îi pleacă jucători importanti. Dar Oli, eu îi văd viitorul în Japonia. Nu știu în Japonia? Ce. Da. Deci, în Japonia n-a fost până el acum. El încearcă, că am mai povestit și eu anul trecut. Știu că sunteți foarte bun prieten, de-aia vă întreb. Da, da. Am mai vorbit cu el și spunea că sunt niște provocări și adevărat, că să te adaptezi. Înveți și aici, nu ai 7-8 străini. Înțelegi că sunt campionate în care tu te duci, îți alegi 7-8 străini, îi analizezi foarte bine și scoți maximul de ei și tu pui 3-4 localnici. Aici ai invers. Ai 7-8 localnici care trebuie să știi, să-i faci să creadă ei, să dea totul în ideile tale, în strategia ta, în sistemul de joc, toate astea. Și îl văd în Japonia, pentru că știu că a și jucat. După Corea și jucat, mi se pare puțin în Japonia. Sau n-a jucat numai în Corea? Cred, dacă nu greșesc, doar în Corea, uite, ne și uităm să verific. Nu, dar l-aș vedea în Japonia, că Japonia ar fi o provocare pentru el și eu cred că s-ar adapta și acolo. Alături de Mircea Lucescu, nu știu, Ladislau Bălăni, Dan Petrescu, Mariu și Muzică, aceștia sunt antrenorii noștri, nu? Răzvan, de imagine, Răzvan Lucescu. Răzvan. Da, cam ăștia, acum. Cu ei... În străinul, adică... Care au reușit în străinătate, antrenori care au reușit în străinătate. Cât de greu este, Neandu? Pentru că și dumneavoastră ați antrenat în Kazahstan. Bine, n-am câștigat niciun trofeu, dar am terminat odată pe locul 2 și odată pe locul 3 în Kazahstan. Am terminat în Cipru pe locul 2 cu Omonia, pe locul... Da. Și cu Apollon. Cu Apollon era pe primul loc. Pierdusem un meci acasă, scandal mare și am reziliat contractul. După meci, da, pe primul loc la Apollon a fost. A doua, în Țările Arabe odată pe locul 5, odată am retrogradat în Arabia Saudită cu Etifac, care aia a fost așa, mi-a creat o durere, că e singura echipă cu care am retrogradat, îți dai seama? Deci în străinătate e foarte greu să te adaptezi, foarte greu. Trebuie foarte, foarte multă muncă să poți să lămurești jucătorii, să înțeleagă
munca care tu o depui cu ei, să scoți maximul de ei. Foarte greu îs locurile astea și îs de admirat cum a reușit Răzvan, Nea Mircea, nu mai vorbim, că Nea Mircea, spun eu, a avut cele mai mari performanțe și a reușit și în Turcia și în Ucraina să aibă rezultate și să câștige trofee, cu care urmează Oli, care la fel de multe trofee ca Nea Mircea a luat, Răzvan acum, Șumii, care n-a câștigat trofee, dar a adus echipele. Adică a scos maximul de ele și neaștepta să conduci tu, să conduci tu campionatul din Turcia cu o echipă promovată acum 2 ani. Iară dovedește că ești un antrenor bun. Luci Belloni, care a câștigat campionate în Portugalia, în Belgia, și acum uite la Panathinaikos, încet, încet o scoate de acolo și sigur în următorul an se va bate și la campionat, cu toate că anul ăsta parcă era locul 5, dar a preluat într-o situație. Deci sunt antrenori care știu să se adapteze la cerințele din străinătate. Nu e un campionat românesc, cunoște-o campionat românesc. Un antrenor care îi studiază foarte bine echipele adverse, jucătorii care apar, jucătorii străini care apar în campionat, românii tineri care e ușor. Că vorbești limba ta, e ușor să vorbești cu jucătorii. În străinătate trebuie multă inteligență. Aveți o memorie extraordinară, într-adevăr. Oli, de la Samsung Blue Wings, a fost împrumutat la Jeff United în Japonia. Au fost de echipele lui. Eu o discuție cu el. Da, a fost împrumutat de cei de acolo. Mai mă invită la... Când mai face câte o miuță la Znagov. Acolo are o fermă și are și un teren. Și am fost și ultima dată, am stat cu el mai mult de vorbă. Și ce spuneam? Zic, mă, după Țările Arabe, eu nu-l vedeam în China, sincer. Zic, bă, te vedeam în Japonia. Nu știu de ce, că știi că țările în care ai jucat și eu, uite, toată cariera mea, știi ce mi-am dorit? Să antrenez în Olanda, unde am jucat. În Olanda dar mi-aș fi dorit. Niciodată, dar n-am avut ofertă. O singură discuție am avut, odată la Heerenveen, într-o situație de criză, dar eram, nu știu unde eram eu. Cred că eram în Țările Arabe cu Heerenveen. Și o singură discuție, ce fac, cât am contractul, când mi se termină contractul. Mi-aș fi dorit să te întorci în locul în care tu ai jucat. Înțelegi? Da, eu cred că este o satisfacție. Da, e o satisfacție mare, îți dai seama. Deci Japonia, da? Pentru Oli, direcția Japonia. Să-și ia biletele, nu direct din China în Japonia, să nu mai vină în România. Da. Îmi spuneam și de Mircea Lucescu și povestea și dumneavoastră, aceeași mâhnire pe care începe să o aibă din ce în ce mai multă lume legat de cupele europene, de Champions League, această cupă balcanică inventată pentru lumea a treia, că noi cred că suntem lumea a treia, Neandru. Da, da, așa e. La nivel de performanță de echipe de club. Așa, și vedem imagini de la meciurile de Champions League ale lui Dinamo Kiev. O grupă, știm foarte bine, grea pentru, da, Juventus, Barcelona, Ferencvaros. Nu știu exact partida, să vedem și adversarul. Da, și Nea Mircea spunea pentru presa din Ucraina același lucru. Totul se dorește, e Juventus, totul se dorește în favoarea granzilor. Dinamo Kiev e undeva spre ei, da, fotbalul din Ucraina are un anumit nivel, dar se simte foarte multă lume dată la o parte. Așa e. Pentru că tu mă gândesc la un exemplu care ar trebui să-l vorbim. Să avem și noi, cum aveam pe timpul, și două echipe în Champions League, una în grupe și una să te duci în preliminarii direct. Da. Dintr-o dată, la formatul actual, economii, tu aduci în campionatul românesc, să zicem că și a doua are un an, că nu an de an te califici în grupe, și a doua, într-un an, tu poți să aduci în România 25, nu 20, cât 16-17 milioane câștigi fără probleme, 30-40 de milioane. Fiecare club, să zicem că e FCSB-ul, că e CFR-ul, că e Craiova, că e Dinamo, banii ăștia unde investește? În jucătorii români. Apar jucători români, poți să-ți permiți, domnule, clubul ăla, uite, formează, domnule, îți plătesc pe jucătorul ăsta 500 de mii, 1 milion. Deci din banii aia, tu numai 5 milioane să ai sume de transfer, să cumperi din România, jucători români. Normal că și clubul ăla crește, are absolut bani de salarii, are bani de antrenori, de academie, înțelegi? Toată lumea crește, pentru că banii aia se întorc în fotbalul românesc. La noi ce să se întoarcă? Că la noi acum nu poți să plătești o sumă de transfer pentru nimeni, toată lumea trăiește din drepturile de toată lumea. Marea majoritate echipelor, 10 echipe cel puțin trăiesc din drepturile de televizare. Ăsta-s bugetul, drepturile, fără sume de transfer, aduci jucători străini la 3.000, 4.000, 2.500, 5.000 de euro și ăștia sunt. Care străinii vin, nu că sunt mai buni ca noștri, sunt mai slabi ca noștri.
dar îți mai profesioniști, îți faci treaba cu ei, îți mecenari. Vin să-și facă treaba, să-ți ia salariul, să plece acasă peste un an, doi, trei, cât îi folosești. Nu sunt ca și jucătorul român, că după asta te poți gândi că îl transfer la o echipă mare din campionatul românesc sau îl transferi la o echipă mare din campionatul maghiar sau bulgar. Ai înțeles? L-ați avut doar, cred că, excepția de la regulă la Iduni. La Iduni e excepția asta. Ăsta e noroc. Pe cuvântul meu că e noroc. Ăsta nu-i cât. Sau că a jucat la Iduni foarte bine. L-au cumpărat pentru calitățile care le are. Că avea calități. Dar el la noi n-a jucat, să zici, domne, cel mai bun jucător a echipei, nu, nici gânde așa ceva. Da, avea calitate extraordinară. La noi a jucat la 50-60% din potențial. Uite că la Ferencvaros a început să urce, dar nu e un titular ceva. Nu e, l-am văzut. Scoate, l-am văzut, mai intră. Puțin în Champions League, mai degrabă mai puțin, iar în campionat m-a mai urmărit așa. Nu e în primul 11. Nu tot timpul, nu. Da, așa da, e și eu. De Brovi este, da, e un tip... Bine, dacă câștigă campionatul, pe distanță între Ferencvaros și Molvidi. Și Molvidi, da, da, Ferencvaros este... Da, asta e problema și atunci Nea Mircea, care a trăit în fotbalul mare, că până la urmă și Galatasaray și... De, și oful lui rămâne Fenerbahçe, am înțeles, că n-a ajuns la Fener. Da, n-a ajuns la Fener. Păi a putut, dar n-a vrut să se ducă, că erau dificultăți financiare. Serios? Da, sigur, a avut ofertă sigură, din ce știu eu. Dar... Interesant, că dai seama, era încă... Noi suferim pentru asta. Care cunoști, domne, uite-te și tu, te pun, te părtează. Dar nici noi nu jucăm. Nici noi când jucăm cupele europene nu dăm. Nu știu, pe vremea mea, când erai cupele europene, parcă la ultimul meci al vieții tale. Erau mai buni multe echipe, ce puteam noi să zicem, era mai bun ca Hamburg. Absolut, câștigase cu trei luni înainte Liga Campionilor și tu îi bați pe Hamburg. Le dai 5 goluri la Hamburg, înțelegi? Era mai bun, dar era o dorință, o atitudine. Dom'le, te băteai, știi cum, erai mândru că jucai cu aia, dar și îi făceai să simtă. Nu îi respectai, ce să respecti vreunul? Hai, respectai după, erai bucuros să schimbi un tricou, să dai mâna cu el, să te felicite sau lucruri din astea. Restul, acolo, să te muști pe la 11, cu ce-s mai bun ca noi? Ce... Că se pregătesc puțin mai bine, au metode mai revoluționare, au nutriționiști, au oameni care recuperează mai bine, au condiții de antrenament, nu sintetici și noroaie și din astea, au terenuri încălzite de antrenament. Cu asta ei ne bat pe noi, că ei mai repede evoluează decât noi, mai repede își îmbunătățesc calitățile și defectele și le șterg. Înțelegi că e altceva când lucrezi zi de zi științific și asta, că la noi... Zici, mâine am antrenat, oare unde l-o-i face? Asta e mare problemă. Păi cum? Cum poți să ceri, cum poți să ceri calitate unui jucător când tu ai avut două săptămâni de pauză și a început pandemia? Nici în vară n-ai fost pregătit. Să zici că dacă tu în vară erai deștept, știai că începe campionatul în 12 ianuarie, se rea campionatul, și făcea o pregătire de o lună și ceva, de 6 săptămâni, care toată pregătirea aia te duce tot anul. Că nu mai trebuie să o faci iarna. Ai înțeles? Da. Păi dacă tu ai avut două săptămâni, toată lumea, le-a plecat jucători, au dus jucători, erau... Perioada de transferuri acum iarna vara e groaznică. Este, exact. E groaznică, n-ai timp să-i analizezi bine pe jucători, negociază cu ei, fă-ți testul COVID când vin în România, hai du-te la analize. Ce eu... Și vrei să cer calitate. Și vii aici și te antrenezi pe noroi, când noi ce avem terenuri încălzite de antrenament? E o discuție pe care tot așteptăm să o înțelegem. E lungă speranța să se îndrepte. O scurtă pauză, Nean, după publicitate și revenim. Am revenit la Lux Sport Live. Neando, am vorbit de multe lucruri interesante până acum. Lumea arabă, pe care o cunoașteți foarte bine. Constantin Budescu este ultimul jucător, ieri a plecat spre Damasc. E o sumă pe care cu greu poți să o găsești și în Europa la un club important. Îmi spunea Bogdan Marea, undeva la 7-8 de euro contract, un an și jumătate. Singurul lui defect, între ghilimele, este că nu prea rezistă. El a mai avut contracte și a preferat să renunțe la bani pentru a reveni în România. Deși se vorbea că rămâne la Astra, că există varianta cu CSB-ului. Este, și asta este chiar din meciul cu dumneavoastră. Pentru asta, acum vorbim pentru el, nu e niciun pas înainte.
Pentru că se duce la echipă să o salveze la retrogradare, cu toate că acum a crescut nivelul campionatului în Arabia Saudită foarte mult. Pe vremea când eu antrenam acolo, aveam 3 străini și un asiatic. Adică unul să nu fie, să fie din Asia, al patrulea străin. Să fie din Siria, eu am avut un sirian. După aia un corean, înțelegi? Dar campionatul Arabiei Saudite e puternic. Având 7 străini, îți dai seama, tu mai pui 4 jucători din Arabia Saudită, altă calitate. Și s-au dus jucători buni acolo, în Arabia Saudită. Sub cei din China, realitatea, sub cei care sunt în campionatul chinez, dar Astra va avea o viață destul de grea, pentru că era determinant el. Pasele lui de gol, golurile, loviturile liberele care le avea. Că nu alerga el foarte mult, dar pentru echipă, știi cum, ai nevoie de tipul lui de jucător. Și de un magician, așa. Care să-ți concretizeze scorul. Nu trebuie să alerge, că tu ca antrenor, dacă ești inteligent, știi să închizi zonele în care atacă adversarul. Poate zice, hai că-i Budescu, mergem, că nu face vază de apărare. Nu. Bine, e un jucător bun. Eu sper să adapteze și să-i ajute pe Dama, că de asta s-a dus, că dacă retrogradează în divizia B, nu cred că... Da, ei sunt pe ultimul loc. Penultimul. Penultimul loc, da, sunt pe penultimul loc. Repet, și Astra, iată, după Denis, Budi, rămâne fără piesele importante și toată lumea... Care în ultimii ani ei au adus rezultate, exact, foarte bune. Gabi Tamaș. Gabi, exact, a fost cu ei doi și cu Gabi Tamaș și ceilalți jucători, că nu mai Mihai Răduț. Au terminat pe locul 3. Da. Dar le va fi destul de greu să-l înlocuiască. Numai pentru el își rezolvă o problemă mare a timpurilor, banii. Da, deci câștigă, exact, câștigă niște bani și el oricum termina contractul în vară. Da, asta și a fost discuția, dacă da, rămâne la Astra sau dacă... Un jucător, unul cel mai bun jucător din campionatul României. În primii 3, părerea mea. Denis Mann, l-ați urmărit până acum? Da, m-am uitat la cele două meciuri în care a intrat. Vine pierdere pentru Steaua, se și vede. Și cu cât va trece timpul, se va vedea mai mult. Pentru că Popescu e un jucător foarte bun, un jucător de viitor. Dar nu știu dacă atât de repede va putea să-i preia din sarcinile Denis Mann. Adică să poată să și marcheze goluri și pasele de gol. El driblează frumos, e în joc. Toată lumea, îi vezi un viitor frumos. Îi plăcut cu mingea, adică un jucător care scoate cu ușurință jucători prin dribbling, ceea ce la noi mai puțin în campionatul românesc, dar să-l înlocuiești pe Denis Mann destul de greu. El acolo, m-am uitat, îi va fi greu în campionatul italian, dar ne așteptăm de la el, a fost cel mai bun, declarat cel mai bun jucător al anului trecut. Te aștepți de la el, pentru că are calitate, trebuie să muncească mai mult faza de apărare, dar trebuie să fie și acolo, să ajungă la nivelul cum juca la Steaua, să fie determinat, să aducă puncte, pentru că echipa Parma e în situație groaznică. Și trebuie și el și Mihailă la fel să fie jucători care marchează goluri și aduc puncte. Pentru că s-au plătit niște sume enorme pentru ei. Ei se dorește și în privința lui Denis Mann și a lui Mihailă și nu numai, pentru că avem mulți jucători în seria, e un lucru bucurător, dar îl avem pe Răzvan Marin, Drăguș, da, Drăguș și... Acolo. Da, în fine, Andrei Radu tătă s-a retras de la Națională. Se Radu dorește Ștefanie. O echipă. Poftim? Radu da, Ștefanie. Radu Ștefan Fane. Este legendarul Fane deja de la Lazio. Mai are puțin și devine cel mai selecționat jucător al lui Lazio din toate timpurile. Ce înseamnă asta și ce înseamnă să fii serios? L-ați avut pe Fane. Cum să nu? Deci, eu l-am luat la echipa mare, s-a antrenat cu mine, a jucat ceva meciuri amicale, dar Liga I l-a deputat Mircea Renic. Era el... Aveam echipă în divizia B atunci, Dinamo. Ce înseamnă pentru un club să ai jucători? Uite, el, Scarlatache și Nițu. Ei erau cei trei fundași centrali, că se juca cu trei pe linia de fund. Și Radu, jucător excepțional. La, să joci la nivelul ăsta de 12 ani, 13 ani. Are peste 10 ani. Nu are undeva, cred că 13-14 ani la Lazio. Este pentru mine un exemplu pe care
Nu cred că vreun fotbalist român va putea să-l urmeze. Să joci numai la un singur. La un singur echipă. N-au schimbat foarte multe echipele. Sau... Cristi, ce-l schimba? Două. A fost în Italia și Craiova și Reșița. Ajax-ul, în fine. Ajax-ul după care AS Roma. Bravo și Ajax-ul. Inter. Roma și Inter. Dar Fan Radio, într-adevăr, e un exemplu. Și vorbeam de națională. Că ușor, ușor ne îndreptăm către preliminari. Așa e, greu. Bine, Mirel încearcă. Eu s-am spus mie că zic că au fost multe zvonuri, multe... Na, domne, ar trebui să plece. Nu, domne, vei să-și termine mandatul. Să vadă și după ce termine mandatul să așeze cu șefii federației, continuăm sau nu continuăm. Pentru că el ce vrea lucruri noi. Vrea lucruri noi, riscă foarte mult jucând numai pe atac, dar așa e... Astea sunt principiile lui. Asta e filozofia lui. Greu de jucat cum vrea el, dar dacă cineva nu vine să schimbe ceva, nu mai facem organizare defensivă și contraatac, nu creștem. Așa? Mă, să aibă noroc ca jucătorii care el îi vede în primii 11, în primii 18, în primii 20, să joace la echipele de club. Uite, să joace Man, să joace Mihaela, să joace Răzvan, să joace Răzvan Marin, să joace Stanciu, la echipele din străinătate. Altfel, faci 4-5 jucători, 6 jucători din străinătate și restul ce mai bun în campionatul românesc. Și eu zic că poți să încropești o echipă națională bună. Vorbeam de un nou meci de nivel european, meciul de Champions League între Atletico și Chelsea. Mă bucur, când am citit în ziară, l-am și sunat pe prietenul meu, dacă vine, fostul meu coleg, cu care am fost coleg un an la el, și directorul sportiv de la Atletico Madrid, Pedro Pablo. Și chiar zice, să vii la mine, că ai venit cu noroc. Tot așa, când a fost Atletico Madrid cu Atletico Bilbao, la finala Europa League, nu? Da. Și am fost la el la hotel, zice, să vin pe la hotel să te văd. Zic, vii mă, poate să aduc noroc să eliminați pe Chelsea. Bine, avem, uite, când ai condițiile astea, dacă era fost 23 august, puteai să nu ai Craiova, să nu ai Naționalul, să n-ai stadionul de la Cluj, înțelegi? N-aveai stadion, aveai să te-ai încărți. Așa e, uite, avem și noi ceva în care vin echipe din Anglia și din Spania să joace pe terenul tău. Au ales și, uite, alte echipe au ales Budapesta. Sunt imaginile de la finala europeană, cum Mihai Drag Belodedic, da, ambasadorul acestei finale. Cel mai bun libero din istoria fotbalului. Ne dor să vedem o astfel de... De atmosferă, un astfel de stadion. De impactate n-avem. Nu vă e dor de antrenora? Mi-e dor câteodată, dar... Mi-e dor, cum să nu. Ați mai avut discuții? Ați mai avut discuții, dar... Puteți să ne spuneți de unde? Nu m-a tentat. Bine, Kazahstan, India și asta. Nu m-a tentat. Nu m-a tentat. Nu. Vedem pe viitor. Nu, că vă simt că vă place foarte mult rolul de la voluntar, dar sunt sigur că... Și a stat pe bancă. Ați avut un moment în care ați sublinit... La meciul cu Clinceriu, exact. Și în cupă cu... Că a fost cu Dinu Todoran, în cupă cu Mediașu. Și că vorbim de cupă, avem alte 3 meciuri din Cupa România astăzi la Luxport. Viitorul Pandurii cu Gaz Metan ora 15, ASU Poliastra... Luxport 17 și 45 de minute, avem și handbal și un Botoșani cu Craiova, Luxport plus 20-30, este, tare curios, este capul de afiș, să spun, al zilei. Dacă Craiova va câștiga, clar că va fi una din favoritele la câștigarea cupei. Viitorul Târgu Jiu cu Mediaș, normal favorită Mediașul, dar Viitorul, echipă, stă bine cu Flavius, cu Stoican, lucrurile sunt în regulă, șanse mari și la promovare. Și Timișoara, eu cred că va face o surpriză, Alexa. Urmărim cu atenție meciurile la Luxport. Ne-am dat o reală plăcere să v-am invitat. Vă mulțumesc și vă aștept cu tot dragul. Și atunci când aveți timp să fugiți un pic de la antrenament de la băieți. Da. Mâine dimineață, un invitat special, un invitat care nu apare foarte des la televizor. Președintele Federației Române de Judo, Cosmin Gușă, va fi în studioul nostru pentru a discuta atât de judoul românesc, de sportul românesc, dar și lucruri interesante legate de fotbal, pentru că o să vedeți mâine, a avut o legătură și cu un club important la vremea respectivă de Liga 1. Vă mulțumesc mult pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.